Remarcarea asista unei Roman la adresa lui Conector ne-a făcut să ridicăm puțin din sprâncene. La mine nu se pune problema asta. Știi momentele alea în care vrei să fii un om bun și nu-ți iese? Că e o problemă gravă Așa a pățit-o și Oana Roman, care a postat ea la story niște clipuri de la arenele romane, unde Connector a urcat pe scenă chiar de ziua lui, alături de tatăl său și Johnny Romano. Într-un soi de discriminare pozitivă, Oana Roman i-a lăudat ținuta lui Connector prin următorul mesaj. Vă rog să observați cum poartă acest om costumul, cum stă pe el și ce prestanță are, ce atitudine. Cu asta te naști, nu poți cumpăra. Și totul ar fi fost minunat și perfect civilizat până aici, dacă n-ar fi continuat cu, știu, mulți milionari albi și cu pretenții, care nu sunt capabili să poarte un costum. A, poftim. Ce legătură are rasa cu ținuta, banii și cu gusturile în materie de îmbrăcăminte ale cuiva? Niciodată eu nu am, nu am comentat, jignit sau vorbit urât. Și mai ales, cine a desemnat-o pe Oana Roman să fie poliția modei? Nu era acolo la un concert să asculte muzică? Și a continuat, fiți atenți. E foarte greu să porți smoking alb și să nu par penibil și pinguin. Mă pierdeți. Dar nu era mai bine pentru toată lumea să fie ascultat concertul fără să posteze chestiile astea ridicole pe Insta? Eu îmi cer scuze dacă am greșit. Mai ales că Oana Roman este în continuu criticată pentru modul în care se îmbracă și își editează pozele. Oana Roman, ia, ce, ce înseamnă asta? Ce, ce înseamnă asta? Lucru care nu are evident legătură cu rasa, ci pur și simplu cu bunul simț și cu bunul gust, nu?